Veste cumplită pentru toată România. Raida Arafat a făcut anunțul personal, un cutremur poate să. Raida Arafat a făcut anunțul momentului pentru toată România. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a spus adevărul despre spitalele din țara noastră și dacă ele ar putea într-adevăr face față producerii unui cutremur major. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a anunțat joi că în cel mult doi ani vor fi trei spitale mobile în Europa, dintre care unul va fi amplasat în România. Șeful de SEO a ținut să precizeze că în cazul producerii unui seism catastrofal sunt folosite mai ales spitale mobile. Spitalele din România în pericol în caz de cutremur au fost consolidate în ultima perioadă. Asta înseamnă că ne întărește faptul că ele vor rămâne în picioare la un cutremur. Dar problema spitalelor e alta, nu e numai prăbușirea. Când se întâmplă un cutremur, spitalul ca să fie funcțional trebuie să fie pregătit, trebuie să aibă toate echipamentele fixate, surse de apă, surse de curent, toate utilitățile funcționale. Un cutremur poate să ducă la incapacitarea unui spital, chiar dacă el se află în picioare și nu are problemă structurală. Din cauza asta, planurile de intervenție includ în primul rând spitale de campanie. Și aici avem, mai ales după pandemie, spitalul principal al MAPN, la care s-au alăturat încă două spitale de campanie ale Ministerului Apărării. Și încă un spital care este recent preluat de deseu și care poate fi și astăzi utilizat în astfel de situații. Pe lângă asta, mai avem două proiecte europene în care suntem implicați. Unul e pe fonduri europene românești în care suntem implicați în achiziția unui spital mobil de nivel 2, cu toată dotarea lui, la care așteptăm să se deruleze procedura. Anul acesta sperăm să-l primim. Dar mai este și un proiect european care se numește EMT, unde România este membră, a declarat Raida Rafat.